Draga Gigi, vreau să vă arăt ce am primit de ziua mea, de ziua de naștere și cred că am și de la Sfântul Mihail și Gavril ceva aici. Nu sunt foarte multe chestiuțe, sunt câteva, vi le arăt pentru inspirație sau pur și simplu așa, dacă sunteți curioase. Eu mă uit la clipuri de genul, îmi place, nu simt niciun, nu mă încearcă niciun sentiment urât, din contră mă bucur. Na, mai văd și eu ceva nou, poate. Și atâta tot. Deci, fără alte introduceri, să procedem. O să le iau fix cum le-am pus aici. Bineînțeles că nu o să menționez de la cine ce cum, pentru că oricum nu cunoașteți persoanele respective, nu are, n-ar avea rost. Am primit această cutiuță de bijuterii. Așa arată. Este din catifea și e un roșu închis, așa mai spre grena, cumva. Se deschide cu asta aici, da? Și înăuntru are, aici are o oglindă, da? Și aici are trei compartimentele pentru inele, mă rog, ce vreți, cercei, cred că sunt astea, pentru că au găurelele alea. Și aici inele, probabil, da? Nu e foarte mare, dar nici foarte mică, mică. Nu scrie dimensiune pe ea, ca să vă zic, dar cred că este de la Melimelo, după eticheta asta de aici. Da. Mai departe, am primit un set de la Rituals, Ritual of Karma. Do good and good will come your way. Da? Ce e ăsta? Avem Hydra Boost Complex Shower Gel Body Cream. Da, Hydrating Body Cream. Și asta cred că e un scrub, după cum arată așa. Da, scrie aici pe spate. Foaming Shower Gel 50 ml, Body Scrub 125 de grame și Hydrating Body Cream 70 ml. E drăguț. Eu nu țin minte dacă am mai avut, dacă am avut produse de la Rituals, deci sunt binevenite astea. Mai departe, am aici o chestiuță de la Pandorica. Pandora. Vine așa cutiuța cu funda aia așa legată. Cutia se deschide frumos. Am aici bon, certificatul de garanție, autenticitate, nu știu ce mai e. Așa vine împachetată. Așa, da. Și se trage așa, cutiuța, da? Iar aici este brățărica. Așa arată ea. Ia. E finuță așa și, nu știu, elegantă mi se pare. Scrie aici pe spate Pandora. Nu știu dacă puteți vedea, mă rog, dar credeți-mă pe cuvânt. Mie una îmi place, mi se pare finuță și elegantă, așa, nu știu. Nici nu vine să o port pentru că mi se pare prea elegantă. Să știți că am primit și bani, deci menționez treaba asta pentru că unele lucruri mi le-am luat eu. Și, na, adică, dar nu vă mai zic. Sau poate unele le-am primit dinainte de ziua mea, anumite chestii. Cum ar fi și rochia asta. Este de la Bershka, dar este de pe About You. E foarte decupată, e de vară. Asta vine aici pe sâni și aici vine decupată și așa. Aici vine strânsă și cred că are și o crăpătură, da, într-o parte și așa mai lunguță. Nu știu dacă o să o probez, dar vedem. Materialul e elastic, așa, mărimea e XS la asta. Cred că îmi trebuia S, mi se pare cam mică, da. Am primit o lumânărică din asta parfumată de la, de la Kenzo Flower. Lumânarea parfumată a parfumului Flower. Da? Așa arată. Are 70 de grame. Și miroase bestial, deci miroase a bombonele de alea și ea e foarte drăguță, lumânarea, e foarte cute, așa. Foarte, foarte.
Îmi place mult de tot. Sper să miroasă tare când o să o aprind. Am primit un... cum îi spune ăstuia? La Mousse of On U Nymphea Purifiant de la Dior. Este un off-on foaming cleanser. Da? Așa arată. Are 150 de ml și încă nu am desfăcut. Pentru că mai am chestii de curățat tenul și nu vreau să le desfac așa pe toate. Am mai primit și această chestiuță de la Laneige. Waterbank Blue Hyaluronic Serum. Da? Deci, așa arată întâi. Și apoi... ea se face așa, prin răsucire, da? Și asta trebuie să o dezlipesc de aici, dar încă nu m-am băgat în ea, pentru că mai am alte chestii și se pompează aici, cred. Da. Mă rog. Dar bun, îmi pare tare bine pentru astea, da, sunt Laneige. Și încă o chestie, tot așa din gama asta, Waterbank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer. Da? Cremă hidratantă. 50 de ml, așa ambalajul și vine cu o spatulă din asta de la ei, așa, și crema se face tot așa prin răsucire, da? Se scoate și, da, vedeți că nu am, pentru că v-am zis, mai am, chiar am creme de față, seruri, tot felul de nebunii. Mi-am luat această rochiță din niște bănuți primiți pentru că am văzut-o pe net și mi-a plăcut și am pus mâna pe ea. Este de la Etica. Mărimea este S. Așa arată ea. Are mânecă aici bufantă și aici vine strânsă pe mânecă. Aici vine așa mai în V, așa, nu știu cum să zic, și cu șnurulețul ăsta. Și pe dedesubt vine cu un tip alb, așa. La spate se închide cu fermoar, dar, mă rog, eu am deschis-o. Și în fața aici este pe drept, da? E foarte frumoasă, îmi place mult de tot asta. Un pic îmi cade așa, îmi cad umeri ăștia, nu știu, și aici e un pic lejer, așa. Cred că ar fi mers un XS, dar nu era decât S. Am mai primit această... spuneți, acest recipient pentru depozitarea pensulelor de la Makeup Forever, da? Pentru pensule. Mie îmi place să le țin așa acoperite, că altfel mi se pune praful pe ele și chiar mă bucur pentru asta. Da, așa arată. Am mai primit această gentuță frumoasă. Este de la Meli, că o știu că am văzut-o, dar îmi place atât de mult cu franjurile ăștia sau ce sunt pene, de fapt. Mânerul ăsta așa și culoarea și faptul că e metalizată așa, uitați pe spate, foarte mișto, foarte mult îmi place și are și un lănțit din ăsta, așa, și înăuntru este simplă, na, așa. Bine, și scrie Meli Melo, da, eu o știam de dinainte. Mi-am mai luat această gecuță, da, este o geacă sport, de fâși, așa, cu glugă, cu modelul ăsta așa ca de plăpumioară, lungă. Da? Îmi vine, nu știu, până la glezna, așa să zic. Fermoar, capse, am purtat-o deja, o port de ceva timp. Este de la Crop și mărimea XS, dar să știți că este oversize. E mare XS-ul ăsta, adică geaca asta îi vine și lui mama, care ea e un ML acum. Da, chiar așa e, un ML. Și vine și ei, dar îmi vine și mie bine. Îmi vine așa, eu o port deschiată. Chiar dacă e mai frig afară, mi-au un plover ceva mai gros pe dedesubt și asta pe deasupra, că nu e foarte, foarte groasă. Și permite să iei ceva mai gros pe dedesubt. Așa că mai am acest pantalonaj de training de la Elise sau Elese, nici acum nu știu cum se numește. Eu citeam Elise, dar nu știu. Așa, îmi place mult culoarea asta, cremul ăsta, așa. De fapt nu e crem, e de fapt un maro bine. Au șnur aici în talie. Talia e foarte mică. Ideea e că îmi sunt cam fixi. Mărimea e 38, dar eu nu înțeleg unde sunt ăștia 38, sincer. Sunt made in India. Da, nu știu. Când merg se ridică prea mult, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic.
se și mulează peste tot, adică sunt prea mulați pentru 38, nu știu ce 38 sunt, v-am zis, și sunt drepți pe aici, așa. Da, nu știu, cred că nu sunt pentru mine ăștia. Mai am o gentuță. Asta știu că este de la Otter sau ceva de genul. Așa albastră. Voiam eu o gentuță albastră, am vrut vara asta, pentru că mi-am luat niște sandale de la CCC, parcă. Da. CCC. Pe care le-am văzut eu mai de mult când au apărut, când a fost colecția nouă gen. Niște sandale albastre, așa, cu niște floricele pe ei, pe ele, sandale. Și în vară i-am prins la reduceri și i-am luat. Și nu aveam o geantă să se asorteze. Am găsit-o pe asta. Înăuntru este așa. Ia. Se închide așa cu capsa asta aici. Și în față are un simbol mic aici. Și asta e geanta. Nu e foarte mare, să știți. E așa, micuțică. Bun. Am mai primit ceva ce-mi doream extraordinar de mult și mă bucur foarte tare pentru Mon Parfum Cristal de la Mikalev. Da. Așa, deja l-am folosit pentru că l-am primit cu, nu știu, câteva zile înainte de ziua mea. E super parfumul ăsta. Deci este cel mai elegant și rafinat și classy trandafir de dulceață, așa-l văd eu. Doamne, mi-aduce și ea ceva un pic vintage, așa parcă, un trandafir mai vechiuț, dar în același timp foarte elegant și dulce și feminin. Nu știu, e foarte frumos parfumul ăsta, e suprem, e supremitate. Și v-am zis, mă bucur, chiar mă super bucur pentru. Am mai primit această, sau acest cojocel, nu știu, haină de blană artificială, bineînțeles, de la Sinsei este. Știți că am mai avut-o eu pe aia de anul trecut, maro, pe maro, așa. Ei, asta este cam la fel, doar că e pe negru ăsta. Și aia nu știu dacă avea chestiile astea aici, nu mai țin minte. Dar în rest e cam la fel. Buzunare, nasturi, ăștia, lungă până în pământ, despicată un pic la spate. La mâneci știu că are și aia pe maro. Și aici gulerul ăsta vine la fel. Adică aceeași chestie. Asta în schimb a fost mai scumpă față de aia de anul trecut. Cam 180 parcă asta. Mi-a venit și geaca de la H&M. V-am zis clipul ăla cu Black Friday. Cumpărături de Black Friday. V-am zis că mi-am luat și o geacă de la H&M. Dar o luase XS. Și am dat-o retur și mi-a venit, am comandat XXS, dar mi se pare prea scurtă și prea bufantă aici. O să o iau pe mine să vedeți cum vine, dar o să o dau retur. Doar am pus-o aici în clip ca să vedeți și voi cum e, poate vă interesează, vă căutați o geacă de genul. E scurtă, scurtă, pentru că e XXS, da? XS-ul ăla venea un pic mai lung, dar era mai bufantă, nu știu, nu-mi plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult, am văzut-o la o tipă pe net, pe Instagram. Mi-a plăcut gulerul că e așa și, nu știu, la ea parcă nu se vedea atât de bufantă mâneca, nu știu, sau nu mă prinde pe mine. Dar, de fapt, nu că am mai probat de la H&M încă o geacă, tot așa bufantă, stil oversize, dar mai lungă puțin. Adică venea până aici, nu se oprea aici sub buric. E foarte scurtă asta și mică, trebuie să, și buzunarele vin aici, trebuie să stau așa, zici că mi-e frig non-stop. Nu. O să o dau înapoi și nu știu, văd eu ce-mi iau, altceva. Pentru că v-am zis, am luat din bănuții primiți. Mai am salopeta aceasta de blugi de la H&M, de la Pull&Bear, da. Mărimea este S și e așa o salopetă, care înseamnă o salopetă, da, adică cu totul. Aici e puțin evazată, jos. Se închide cu fermoar așa. Până sus, aici are două buzunare aplicate pe piept și mâneca este scurtă, nu e cu mânecă lungă, pentru că așa am vrut-o. Da? Că știți că am avut temperaturi ridicate până în noiembrie. A, și buzunarele la spate, așa, că nu v-am arătat. Am primit un set cu parfumul Donna de la Valentino. Așa arată. Și așa arată setul.
parfumul, da, la 50 de mililitri. Și aici este loțiune de corp la 100 de mililitri. Îmi place foarte mult parfumul ăsta. E un pudrat. Doamne, deci se simte miros de ruj în ăsta. Se simte fix miros de ruj. De ruj și de pudră, de pudrele alea vechi, de rujurile alea vechi. De rujul ăla verde, știți? Care avea chiar modelul ăsta așa, un pic, nu știu, zimțat sau ieșit în afară pe el. E superb, e elegant și delicat, așa, și pudrat și sexy. Am mai primit o gentuță din asta de make-up, o trusă, nu știu cum să-i zic. Da? Este de la Ofra, așa arată. Și în spate, da? Și se deschide aici, se deschide asta, da? Așa, au! Aici este așa și se trage ăsta, da? Și avem aici Voce Viva Valentino, da? Apă de parfum, 15 ml. E varianta aia simplă. Eu știți că am avut-o, dar nu așa, cred că la, din ăla mic, la 5 ml, ceva de genul. Am folosit-o, dar mai mult îmi place aia intens, intensa, Valentino intensa, da? Voce Viva. Am aici un Mist & Fix de la Makeup Forever, Professional Paris. Așa arată, nu mai, nu-l mai desfac, că na, e un mist din ăla de, pentru fixarea machiajului. De la Colistar am un Aqua Gel cu acid hialuronic și ceramide. Da, au, are 15 ml, așa. Adică. Ok. Mai am un Armani C Intens, tot așa, 15 ml. Nu le-am desfăcut momentan. De la Revolution Pro am o bază de machiaj corectoare. Așa. Și ăsta are, cât are? 30 ml. Ce mă bucur de ăsta? Idol Lintens. 10 ml. Știți că îmi place gama asta Idol. Bine, ăla simplu nu prea m-a dat pe spate, dar Idol Aura, Idol Nectar și Idol ăsta îmi plac maxim. Și îmi place și ăla nou care a apărut, sau nu știu. Nu mai știu câte au apărut, dar e unul Neo, Idol Neo. Da? Îmi place și ăla, dar îl voiam și pe ăsta intens. Și aici, în compartimentul ăsta de jos, mai am o loțiune mică și drăguță de la Trussardi, parfumul Ruby Red, da? 30 de ml, așa. Și mai am o loțiune de corp de la Jimmy Choo, I Want Choo Forever. Doamne, cum miroase asta! Deci, eu am testat parfumurile și I Want Choo Class simplu și I Want Choo Forever, flankerul. Ambele îmi plac, dar ăsta e bestial, sau nu știu, loțiunea asta e superbisimă, 100 de ml are. Mi-am dat de câteva ori cu ea deja. Dar e frumos, rău de tot, nu știu cum se dezvoltă loțiunea asta. E bestial. Îmi place mult de tot. Vreau parfumul, dar nu știu, să vedem când. Deocamdată nu cred. Și ultima chestie și de care sunt cea mai încântată este această pereche de ghetuțe, botine, nu știu cum să le zic. Da. Hai să vă arăt pe asta, că pe asta i-am scos și chestia aia și asta de pe aici. Așa arată cizmulițele, ghetuțele, botinele, cum vreți să le spuneți. Da? Așa. Au aici o cataramă pe care scrie Versace, Jeans Couture. Așa. Scrie și aici pe chestia asta, Versace, Versace, Jeans Couture. Așa. Îmi place și botul, îmi place și talpa, îmi place și top, că nu e nici mic, nici mare. Au aici și fermoar. Aici și rețelul ăsta. Pe talpă scrie Versace Jeans Couture. Este numărul 36. Și cam astea sunt. Nu știu, nu știu ce aș putea să vă mai zic despre ele. Dar sper să mă țină, să fie... Na.
Să țină cu mine. Să țină cu casa. Da. Și cam atunci, parcă mai avem ceva totuși, dar... A, stați! Și în afară de asta, parcă mai aveam ceva totuși, dar nu mi-aduc aminte, nu știu. În fine, am primit și lumânărica asta de la Bath & Body Works cu salted butterscotch. Așa. Da? Deja i-am dat drumul. Am ars-o. Miroase foarte bine, dar mi se pare că miroase asemănător cu ce am avut înainte. Pumpkin, swirl, caramel, ceva, nu știu, ceva cu dovleac și caramel, oricum. Deci ăsta ar fi cu brown sugar, sweet cream, sea salt, da? Da, nu mi se pare, aici miroase a sărat, dar în casă așa nu se simte ceva gen sare de mare. Dar miroase bine, miroase gurmand, mâncabil, dulce așa mai mult. A caramel mi se pare mie, nu știu dacă da, la zahăr, brown sugar. Mie îmi plac lumânările de la ei, știu că sunt mai scumpicele, dar le iau mereu când sunt la promoție, mai și primesc, după cum vedeți, sigur o să primesc una de Crăciun acum, că toată lumea știe că sunt zăpăcită cu lumânările astea, deci sigur o să primesc una de la Bath & Body Works, mai ales că au fost atâtea promoții. Cam astea au fost cadourile pe care le-am primit eu de ziulica mea. Sper că v-am relaxat puțin sau, nu știu, v-am încântat cu produsele astea, v-am încântat privirea. Mulțumesc dacă ați rămas până la final, vă super pup și ne revedem curând cu un nou video. Pa!